O să încep de aici. Start. Hai, ia sabie. O iau imediat, trebuie să începem episodul. Păi de unde să știu eu când încep, că ești deja poziționat aici. Trebuie să zicem ceva de început. Nu contează, poți să încep și din topor, că se mai întâmplă și așa. Ai văzut că și serialele mai încep din topor. Și după aia, după 3 minute, bagă intro. Bine, mă, hai să începem din topor. Deja am început din topor. Link, freaking, uite, ia îngheață. Mm-hmm. Cum adică ia îngheață? Îl vezi în dreapta cum da. Moare de frig și încep să-mi... Dar nu ai zăpadă pe aici ca să fie... Uite zăpadă jos. Încep să-mi... Uite, okay. mi se duce din life. Mai am o inimioară. Mâncare nu ai? Nu ai. Nu. Dar trecută știu că n-ai luat. Ok. A, ba da, stai. Am luat... Am cules niște mere. De la moș. Ouă, fric, ouă. Nu mai bun lucru merele. Ok, tu duci acum la shrine, nu? Să... Da, dar întâi trebuie să ne oprim la tabăra de... Copii. Vreau să le fur niște foc. Cu momentan sunt prea prost ca să-mi fac singur focul. Uite pe vod. Acum mă, bă, shit. 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 Ia mai aveți ceva bun în cufăr. Freaking arrows? Thanks. Ia uite. Puf. Vezi că mai e unul care se pregătește să te... Oh, what the heck? Să te macine. Macine, de tot imagine. Trebuie să beau, să mănânc niște mere că era să mor. Și după aia sper că mai au ceva de mâncare prin tabără că sunt pe minus. Mi s-a spart toiagul lor. Hai să încercăm Excalibur-ul pe care tocmai l-am extras. Bravo! Destul de cool, dar e destul de grea arma. Până dă, fie de... Puf! Da, dar e și termin dintr-o lovitură, nu? Pretty badass. Cam da, mă. Acum stă lângă foc și nu înghețăm de frig, ceea ce e cool. Nu poți ții o... Uite, ăla să-i dai foc? Ba să da, mergi pot, cu el? Pot. Cum îi zice? Băta. Băta, da. Dar cum de așa n-am nicio mâncare, fric? Ok, stai, cred că chiar am o torță. Nu, bă, da, uite, torță. Ăsta stă mult mai mult aprinsă. Ok, și acum nu-ți mai scade viața, nu? Nope. Dar nu știu unde e shrine-ul. Mi-ai spus să-i pe hartă, highlight. Da, dar s-au șters când am murit ultima oară. A, uite, vezi bolovanii de acolo de sus? Dacă era o tabără... A, uite, este o tabără. Hai să încercăm să facem ceva. Da, să dau... cred că știu ce vrei să faci. A, dar nu e nimeni aici. Cred că era o extensie de tabăra ălora pe care i-am omorât. Aici vine aici să doarmă și să facă mâncare. Da, lângă dinamitele astea. Genius, să-ți ia, mă, fie. Partea cealaltă era de... Hai să rămân mecanică de joc. Bă... Vuf. Bă, ce prost sunt! Literally prost. Wow. Dar într-un fel e bine, să vedem. Vezi că nu așa se câștigă jocul. Cred că avem șansă să facem un nou început. Mult mai bun. Da, mă, vom face altul mult mai frumos. Battle tip. Instead of throwing yourself at the enemies, zici că tipurile știu. Păi, normal că știu, că pune și jocul face mișto. De noi. Oh my god, trebuie să mă duc unde-i foc, să-mi iau foc în torță. Păi... Mamă, cât de rupt în cur ești când ești de la început. Dar îți dă un sens de progressment? Progression. Progression. Destul de bun jocul ăsta. Hai să mergem cu progression. Că literally ești rupt în fund. Abia te trezești. Ai zice că noi cât am completat din joc? 0,0 cât? 0,00. Cât? Cred că... Nu știu, depinde că jocul poți să-l termin. Eu acum, dacă sunt un super tryharder... Poți să dai foc la copacul ăla? Hai să încercăm. Dacă sunt super tryharder, pot să mă duc rupt în fund să mă bat cu ultimul boss, fără să fac nimic altceva. Cu o torță. Dacă... Da, teoretic nu poți, dar ai putea cu minimum de arme. Știi? Da, nu cred că cum a fost ăla care l-a omorât pe Diablo... Cum adică teoretic nu poți, dar ai putea? Adică tu intri, dar tot te omoară, nu? Dacă stai o săptămână și ai multă mâncare, cred că poți să-l bați, ceva genul, știi? Dar jocul, ca să-l completezi, să faci totul din joc, cred că e cam imposibil. Uh-huh. Că sunt atât de multe variabile, știi? Anyway, ce faci, mă? Bine, mă, ce ai făcut săptămâna asta? Bine, mă, unde-i shrine-ul? Păi... Nu ar trebui să le vezi de aici, de sus? Uite-l, gata, taci din gura. Deci că e Meeting Stone din World of Warcraft. World of Warcraft. Classic. Parcă am mai zis noi într-un filmuleț că dacă se joacă cineva World of Warcraft să... Shit! Nu-ți ia viață? Shit!
Lasă-mă, măcar acum știu unde e, nu? Eu trebuie să facem, după ce filmăm toate episoadele astea, trebuie să facem un top cele mai penibile morți. Bă, da, morțile nu sunt niciodată penibile, că înveți, înveți din ele. Da, da. Dacă te omori cu un cui când dai așa, cu ciocanul în el și îți dai în mână, orice nu e penibil? Ba da. Ah, fii atent! Oh, să văd dacă pot să fac șmecheria. Ia. Shield surfing, ah, shit. Da, ți-a ieșit, ce să zic. Shit, 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 stai așa să-mi pun... Să-mi pun scutul în mână. Ok. Shield surfing! Dar nu te, nu te încetinește că te dai pe iarbă și nu pe zăpadă? Ba, s-ar putea. Ia uite, vezi, deja... Da, da, am ajuns mult mai repede decât dacă fugeam. Și ți-a luat și viață. Ți-ai ducit călcăiul. Pentru ultima oară, torță. Și hai să mergem cu tact acum și cu cap. Acum, dacă mai mori, să zic ce ești. Ceva care începe cu F? Da. Nu, mă, oricum, ți-am zis și în culise. Dacă mori aici, ești, înveți să joci mai bine data viitoare și tot așa. Shit, schelet! Culise? Nu vreau să mă bag cu el, că mi se stinge focul. Mamă, ultimul episod din Game of Thrones, ha? A, nu, ăla nu era ultimul episod. Acum 1000 de ani. Ăla când se stinge focul în distanță. Al dofrachilor. Nu e ultimul episod, nu e. Ăla e penultimul, nu? Parcă uite, am găsit alt shrine, cred că merg la ăla mai degrabă. Că ăsta e periculos, nu știu cum să... Păi și... A. Știi ce ar fi cool? La quest la el? Sau ceva? Aveau... A, nu, te vedea. Da. Scuze. Ok, te... Fii atent... Greșeala mea, ce să fac? Dacă fac sprint, mi se stinge flacăra. Și aș vrea să nu mă moar nici scheleții. Bă, avem timp. Poți să mergi cu STB-ul dacă vrei. Da, da, mă enervează că nu mai e timp în episod. Adică... A, da. Mai avem 14 secunde. Grăbește-te, dă foc la asta. Dacă repede, repede. Dacă afli că mai ai de trăit 14 secunde, ce faci? Mănânc o pizza de la Domino. Dar nu, că nu... Ai murit. Ai freaking murit. Asta e. Ok, de dragul continuității, am decis să închidem episodul în fața shrine-ului. Iar acum attempt. Urmează 3 minute de liniște până la când ajunge la shrine. Putem spune la montaj faza aia cu Benny Hill. Sunt sigur că găsim o alternativă la... Ok, mult mai bine pe aici. A, gata, mă. Dar nu ți-a luat viață când ai căzut? Boss! Mi-a luat cam jumătate de viață. Boss, ce faci, mă? Și vedeți ce se află în shrine data viitoare 2-0. Shit, poate mor acum. Hai. Moarte de schelet. Hai, data viitoare 2-0, la lor. Pa.